Bună seara, doamnelor și domnilor. Suntem în direct în grupul Burlacu. Burlacu fără cenzură, pentru că mai există un grup despre Burlacu în care am fost cenzurat și eu și doamna Tamara. Și de ce am creat noi grupul nostru, ca să zic așa, în care ne exprimăm și îndemnăm și pe alții, pe altele să se exprime. Și azi ne-am propus să discutăm despre Ziua Internațională a Prevenirii și Combaterii Violenței la adresa femeilor. Pentru că chiar zilele astea, în campanie electorală și după, am asistat la abuzuri, la atacuri violente, nu doar verbale, dar și fizice, la adresa unei consiliere alese locale, cetățene, activiste civice, femeie, iată cu noi aici de față, înghețată, că zici că e iarna la Burlacu, eu sunt la București, la noi e mai cald, Tamara Rotaru, care inițial a fost amenințată, înjurată și după aceea atacată fizic de primarul Munteanu, nu mai țin minte cum îl cheamă, și după aceea, pentru că oamenii au văzut care e atitudinea și cum pot să tratezi o femeie, a fost hărțuită de un muncitor care era provizoriu la primărie și după aceea a fost atacată verbal și iată mai ieri cu spray în față de către secretara Consiliului Local Burlacu, secretara primăriei. Și doamna zice că am putea să vorbim despre asta, cu ocazia asta, ca să îi explicăm oamenilor ce se întâmplă, cum trebuie de exprimat, cum trebuie reacționat la provocări, că am văzut că unii în comentarii zic că ea vine și provoacă. Cum trebuie reacționat la provocări dacă ești funcționar public, secretara e funcționar public, primarul e ales al poporului și alți cetățeni de rând tot trebuie să se învețe a reacționa pașnic, obligator, adecvat, cât se poate de înțelegător, chiar dacă consideră omul nesimțit, obraznic sau bolnav psihic, cum sunt unii că pun diagnosticuri. Chiar dacă te crezi medic și pui omului diagnostic, trebuie să-l tratezi cu dragoste creștină, cum vă învață popa la biserică și cum vă învățat învățătorii în clasa întâia în școala primară și cum vă învățat părinții acasă, poate, sper. Cum poți să tratezi cu violență, cu dispreț omul pe care îl consider bolnav? Mai ales că, iată, în cazul doamnei Tamara Rotaru, ați dus-o pe la medici, mai ales pe la medicii legiști, cu reacțiile voastre de primar și de secretară și de angajat provizoriu la primărie, vorba de muncitorul Da. acela. Ce carte ne arătați, doamnă, acolo? Ce vreți să spuneți? Deci, comunicarea non-violentă. Eu, pe parcursul activității mele la gimnaziu și la liceu, aplicam diferite formulare la ziarul Făclia și am participat la training-uri de o săptămână, de 10 zile, toleranța, violența, adică traininguri la fel, lupta împotriva violenței, Dar violență ce de se făceau gen. astfel de traininguri pentru învățători? Exista violență în școală? De ce v-au Nu. selectat pe Deci, dumneavoastră? Sau atunci nu mai erați învățătoare? eram. Ziarul Făclia anunța așa Făclie știu că e niște. ziarul pedagogilor, nu? Da. Și eu, deci, eu eram abonată la acest ziar. Și dezvoltam într-un eseu tema propusă spre a selecta persoane pentru participarea la aceste traininguri. Și eu am beneficiat de aceste traininguri, de aceste, deci scriam esee și le expediam la adresa publicată în ziar. Și deci am participat la așa traininguri. Iată, eu de acolo m-am. Deci, de la aceste traininguri am cunoscut ce înseamnă lupta împotriva violenței, comunicarea non-verbală, toleranță. Deci, de acolo veneam cu literatura pe care o lăsam la școală, la bibliotecă.
Ce am mai avut eu încă mai lăsat la școală, la o doamnă dirigintă. Apoi am mai frecventat niște traininguri la prodidactica, tot. Deci, această revistă pedagogică, deci la fel publica niște teme spre a dezvolta tema sau problema, tematica, și deci eu aplicam deci scriam esee, astfel eu eram aleasă ca adică înaintată sau propusă și primeam invitații și mergeam la aceste instruiri. Cât n-am reușit să le citesc pe toate, am rugat pe cineva și am mai citit, pentru că ele sunt scrise, mi-aș comentarii, scris comentariile cu caractere mici. Eu acum la moment pe cur, adică fac un tratament, pentru că eu dacă mă duceam deodată joi la medic, dar n-am putut să mă duc și când nu aveam îndreptare de la medicul de familie. Atunci, seara, nu m-am gândit ca să... Mă gândeam că Dar nu de va ce fi... medicul de familie, nu polițiștii te-au trimis la medic, la oftalmolog, la oculist? Deci polițiștii mi-au dat îndreptare la medicul legist. Deja medicul de familie mi-a oferit îndreptare la medicul oculist, medicul de specialitate, și când colo și cel de specialitate nu era. Dar ideea A, că... deci medicii legiști doar să constate că ai fost rănit, atacat la ochi, dar oftalmologul, medicul oculist, să încerce să te lecuiască. Să-mi ofere tratament, pentru că, într-adevăr, trauma au fost și nu are ea de ce să ceară scuze, chiar și dacă... Dar eu știu că ei mă numesc așa. Inclusiv vreau să zic că eu, de felul meu, nu sunt persoana agresivă, nici cum spune Olga Moldovanu, că și violență fizică. Eu știu să răspund direct și la caz, dar mai ales dacă eu am văzut abateri sau dacă eu am văzut adică mișmașuri. Deci eu o să-i arăt și o să-i arăt că acolo că nu trebuia să fie făcut așa mișmașuri. Și apropo, tot Olga acolo îmi scrie că deci este ceva autoritar dacă nu am pus lupa și nu am citit. Prin ce este modul meu autoritar când eu îl consider a primarului că el a considerat că trebuiește reparația anume de 4 ori reparație în 4 ani în primărie, fără ca să consulte cu noi, consilierii, și anume el a considerat prima dată când a descris proiectul, întrebare, adică când a descris problema, el a descris-o fără ca să consulte. Deci eu autoritar, eu nu am fost, dar eu ne-am impus ale mele demersuri, am dorit ca să fie înaintate, să fie construite cele stații de oprire. Chiar joi eram la medicul de familie și cineva îmi spune, zice, dar Marea Spana, mă, ta ai promis ca să fac, păi zic, eu am înaintat demers ca să fie construite aceste două stații de oprire. Adică, înțelegi ce spun eu, că la intrare Pentru ieșirii în transportul sat. public, da. Stație unde se dai la dos când bate vântul, când plouă, la umbră dacă bate soarele. Și iată astăzi cum a plouat toată ziua și așa cu, deci, asta, dar este, avem ruta care circulă Chișinău-Holuboaia, trece dimineața-seara, lumea s-ar adăposti acolo cât așteaptă, indiferent de... Deci iată asta e așa. Practic eu nu am eu niciun fel de autoritate, adică stilul meu nu este autoritar, doar că este unul strict. Ceea ce poate m-a învățat pe mine... Poate și acasă, că am avut un părinte strict, poate și la serviciu când am început a lucra la primărie, anii 81-85 eram, lucram cu nanu, Dumnezeu să-l ierte, să spunem, și tot era sever cu mine și nu se trebuia să reușesc tot scriu, să fac deci, toate materialele la timp. Dar în rest, și atunci eu când am văzut chiar atâtea, eu știți, m-am uimit prima dată când am fost insultată, înjurată de către domn primar în calitate de consilier. Până atunci mai erau din ăștia care mai... Știți că societatea e oricum. Necătând la faptul că doamna Manole Zina, directoarea grădiniței, ea a avut un proiect, ceva violența sau lupta împotriva violenței de gen, ceva, cam așa mi-amintesc eu, a avut scris pe un banner mare deasupra primăriei și asta, și așa a fost 16 zile lupta împotriva violenței.
Păi De ce? și anunțul de azi al guvernului era despre 2 săptămâni de prevenire și de combatere a violenței de gen sau împotriva femeilor. Despre asta e Asta. ziua de azi și săptămânile următoare. Și da, uneori se mai dau granturi pentru așa ceva sau o fac unii din proprie inițiativă voluntar fără Nu, cheltuieli, fără doamne. bani. Pentru că e o Doamna problemă. director. De regulă agresează cei care au mai multă putere, bărbații, și nu doar putere politică, dar și putere fizică, și cel mai des victime ale violenței în spațiu public sau acasă sunt femeile, care sunt un pic mai slabe, un pic mai dezavantajate și iată-s victime preponderente. Văd că se uită 3 spectatori sau spectatoare la noi, îi sau le îndemn să participe la discuție, măcar cu comentarii sau cu like, share, distribuire de video, sau chiar puteți să intrați cu noi în discuție pentru că suntem acum în direct și puteți accesa link-ul de sub acest video și nu trebuie să aveți cont de Skype sau să descărcați aplicația, puteți participa ca oaspete. Puteți participa în discuția asta despre violența de gen sau despre violența la adresa femeilor. Iată, avem de față o persoană activă implicată politic și care a fost agresată chiar la primărie, chiar de primar, de secretara Consiliului de la Burlacu și de un muncitor care era pe acolo. A fost chiar hărțuire sexuală în cazul lui. Zicea, dă să pun mâna pe țâță. Asta mi se pare inadmisibil și sper să fie pedepsit. Am înțeles că pentru atacul primarului de acolo, de la cazagerie din spate, de la centrala termică, Da. n-a fost nici amendat, sau doar amendat a fost. Nu a fost amendat, este amendat pe alt, iată, nu v-am luat ca să vă arăt, pe alt caz este amendat când el m-a înjurat, în data de, nu mai țin minte, tot în septembrie, adică pe două capete acolo este amendat, am primit ordonanță de la procuror. Dar cu acesta care m-a izbit pe mine de la cazagerie, îmi spune că este lipsă de probe. Deci eu am depus Lipsă de materialul probe la când le prezinți probă video și erau și martori? martorii și ei pretind spun că eu aș fi căzut. Adică cum? M-am topit ca lumânarea sau... Păi și Nu chiar dacă înțeleg. ai căzut pentru că a alungat, s-o întins el spre mata cum se întinde și în sală, în biroul lui de primar. Tot se îndârje spre mata ca să alungi un câine. Asta mi se pare un comportament nedemn Eu pentru un primar. consider că el și-a acaparat atât de mult primăria că chiar și fiind eliberat el din funcția asta, tocmai se gândea că anume trebuie să fie inclus numai decât acel cazan pentru încălzire. Deci eu cred că, nu știu, părerea mea, lui pare gata primăria lui și deși el așa își decide că primăria trebuie să fie frumoasă cicea, fără că se consulte cu sătenii. El, practic, parcă nici Eu mă tem nu are... că și matate ai fi simțit astfel după 16 ani, după 4 mandate. Oricine petrece foarte mult timp într-un loc, se obișnuiește, se simte ca acasă. De asta trebuie să se facă schimbarea la putere, de asta există limită de mandate la președinți. Nu știu de ce la primari nu există limită de mandate. Sunt primari câte 20, câte 30 de ani în funcție. Și ei își creează un clan acolo, ei își creează condiții ca la ei acasă. Iată și al Oleg. vostru primar, dacă nu intră la pușcărie, o să împlinească 20 de ani la sfârșit de al 5-lea mandat. Oleg, dacă comunici cu cetățenii, comunicarea în orice este salvarea. Dacă comunici, dacă cetățenii sunt înțelegători și dacă primarul lucrează, adică activează sau acționează în interesul cetățeanului, de ce să nu fie? Eu cunosc deja care sunt primari a 12-lea an, dar ei au o comunicare, au apă, au totul în comun se face, înțelegeți? Poate pentru că acolo cetățenii sunt mai critici și îi cer câte ceva. Pe când la Burlac am văzut niște oameni obedienți, speriați, acum în grup la criticile noastre sau ale matale, oamenii doar ne critică pe noi, criticatorii, și îl apără pe primar, indiferent dacă l-au votat sau nu. Atâta docilitate, atâta obediență, eu încă n-am mai văzut. Să nu vrei tu o schimbare, să nu vrei tu să încerci altceva, când vezi că lucrurile nu se schimbă, nu se mișcă, să sonda aceea de 20 de ani cheltuite milioane din bani publici, tu nu ai apă acasă și tu consideri că e bun primarul ăsta și să-l continuăm,
Atâta nedorință de schimbare eu ca la Burlacu n-am văzut nicăieri. Și Și pentru asta că eu... primarul e obișnuit doar să fie aplaudat sau să fie tolerat sau să fie iertat pentru orice, el își permite orice. În alte sate, probabil, oamenii cer mai mult, știu ce vor și primarii le știu de frică. Îi respectă. Exact așa, eu vă zic, în satul vecin unde fratele trăiește, el își spune, zice, noi să nu fi avut apă, noi în același ceas, în aceeași oră mergem la primărie și uite, ne dai apă sau... Acolo e altfel acționează. Dar aici ia, până și mă uit, Andrei e Irizan cu Rodica, Andrean este elevul meu. Până chiar să ajung, mâine poi mi-a să-i scap până în pat. E deja rușinos, e deja chiar asta e tot e un fel de violență, tot e un fel de atac. Sau mai ales Maier este tot vecinul de-al meu care Dar este nu știu despre camarada. ce ziceți că îi scapa în pat. Eu nu țin minte ce a scris el atât de violent. Irizan. Scriu atât de mult la persoana mea că ești așa, că nu ești frumoasă, că uite în oglindă, că nu știu. Chestii scriu da, de gen... Asta e hărțuire verbală când te iei de aspectul exterior, de ținuta, de vârsta omului. Astea sunt comentarii ageiste, sexiste și nu știu cum să mai numesc, sunt comentarii nedemne, necivilizate când comentezi nu ce face și ce spune omul, ci comentezi numele lui, aspectul lui exterior, vârsta, chestii pe care omul nu le poate schimba, care nu le poate controla, când comentezi etnia, religia, limba maternă, astea sunt chestii nedemne, necivilizate. Eu, apropo, am zis secretarii că te-ai cofat, doar a făcut trimitere la faptul că eu știu că ele au mai fost conduse, transportate de către primar la frizerie. De asta eu știu și am și dovadă. Deci a fost așa ceva când a fost... Da, sunt anumite când a... situații când pot să comentez și burta. Un polițist, de exemplu, prin statutul lui, trebuie să fie... stroinei, fit, trebuie să fie într-o formă fizică bună ca să poată să apere legea pe care i-a pus să o apere. Dacă vezi un polițist cu burtă, poți să comentezi burta unui polițist. Sau dacă vrei un preot homosexual, poți să-l arăți cu degetul, pentru că el e împotriva homosexualității, prin religia lui, prin biserica lui. Altfel e nedemn, e necivilizat să arăți cu degetul un om pentru că se comportă ca un homosexual. Deci, iată, sunt anumite excepții. Nu știu, eu la chestiile astea nu mă... Dar nu, vreau dacă să vorbim înțeleg... despre secretar, da, eu cred că merita să vă luați de coafura ei, pentru că în ajun, când v-a dat cu spray, nu avea coafura făcută și nu putea să-și facă o astfel de coafură acasă, probabil numai la centru raional putea să o facă. Și încă eu iarăși consider că asta tot e un atac violent asupra mea, că ea... Eu, în comparație cu alte angajate, care acelea nu aveau, da, m-am mai răcnit și ceilalți angajate la mine, dar nu aveau spray-uri. Eu și acolo am zis că este un miros de plastic, doar am zis cu nu curia, deci să atenționez până la urmă, zic că tot laminatul ăsta e un fel de chimie, un fel de ceva care eu n-aș fi acceptat. Dar da, a fost un moft. Și dacă eu am zis că da, acolo au fost cinci valuri de tapete, cinci, ele toate au fost aruncate. Eu am făcut trimitere la toată, mă rog, și a fost aici în primărie asta, că au fost bani spălați, bani practic aruncați. Statul ne-a oferit o gură de aer, o gură de aer. Această gură de aer... Bună gură de aer, vă oferea aproape jumătate de milion de lei, nici măcar nu i-a folosit pe toți, a folosit doar 200 cât, 30 de mii, ca să repare nu știu câta oară primăria, să-și facă ei lor condiții de muncă comode. Dar când sunt atâtea alte priorități în sat. Și tot de el decis această situație. Mă scuzați că eu... Bine că nu primarul a decis o majoritate din Consiliu și făceai parte și mă ta din Consiliu, dar nu era în majoritate, era în opoziție. Nu, Oleg, prima dată, când au dus ei pe data de 15 mai, pare mi se că eu am în probe, descrierea problemei a fost semnată de către primar.
Descrierea problemei a fost descrisă de către primar și a fost dus la un EDRL, ca după un EDRL a solicitat decizia Consiliului. Și atunci el a sunat toți consilierii, inclusiv și pe mine m-a sunat că eu eram la Chișinău, să vin. Deci eu am fost din prima împotrivă și le-am zis că eu sunt împotrivă. Deci aici e o lecuță de șmecherie. Și după Nu că contează, da, decizia... sunt proceduri, poate să inițieze proiectul șeful puterii executive, primarul, dar trebuie să coordoneze și cu Consiliul, pentru că, nu e așa, implică bani publici, sute de mii. Și trebuia să fie și consultări publice. Iată aici tot e un fel de uite unde e deci mod autoritar. Cineva încă, cine? Valeriu. Da, intră Valeriu și... cu noi dacă vrea. Dacă nu și vrea, poate să nu intre. Apropo despre acțiunile acestea violente, când prima dată eu am fost înjurată în Consiliu, m-am simțit, chiar era permisie of președintele Consiliului Cahul, Consiliului Regional Cahul. Am fost insultată atunci, prima dată. M-am simțit jignită. Ce trebuia să fac? Plus la asta, alți consilieri la fel săreau. Deci chiar la prima ședință, acum a fost întrerupt de câteva ori de către Lilică de la comuniști. Chiar și solemnitatea însăși a ședinței a fost întreruptă, adică nu a fost respectată. Așa că... Poate unii experți mai exigenți ar zice că a, nu, că ea nu e hărțuită pentru că e femeie, dar pentru că e politiciană, nu? Și pentru că e consilier incomodă. Dar mi-amintesc că primarul te trimitea acasă, duci spală rufele, duci fă curat, duci fă mâncare, deci primarul clar avea o atitudine desprețuitoare pentru mata ca fiind femeie. El nu vedea în dumneata o politiciană și o rivală care să-i ceară lui socoteală pentru fapte, ci vedea o femeie în locul căreia e la cratiță sau să fie subalterna lui în primărie. Nici de cum una egală lui care să-i ceară socoteală. Deci, da, eu cred că e vorba de violență de gen și în cazul primarului și în cazul secretarei care a dat cu spray în ochi. Nu doar în cazul muncitorului care se întindea să te apuce de sâni. Așa, asta e tot tonul lui. Dacă dumnealui avea să... Țin minte primarul când eu lucram atunci, el niciodată, dar absolut niciodată nu permitea ca noi, eram trei sate, ca să cumva să respingem vreun cetățean. Dar aici, dacă el a fost așa, de ce să nu-și permită și ele? Eu când am lucrat la școală, eu n-am văzut niciun director să insulte. Da, mai erau dintre ăștia învățători guralii care de la ori mai erau așa feluri de certuri. Dar un director ca el să înjuri și să... Asta eu n-am văzut. Pur și simplu, eu acum când am nimerit în mediul... Deci, la primărie, eu am rămas uimită de așa atitudine. Colegul nostru Valeriu a intrat și a ieșit de câteva ori. Nu știu de ce n-a rămas să vorbească. În mod sigur, e interesat de violența de gen. Eu știu că-i pasă. L-am auzit chiar azi la o ședință. Ce a făcut? Să-i oferim poate lui cuvântul. Dar nu-l mai văd în discuție. Mai e cu noi în Skype? Că eu... Din grup de la noi să fie activ, iată aici să fie activ. Haideți, eu am rugat să uităm de tot de violență, haideți cumva să contribuim, să construim, să renovăm, să facem fapte bune, să renovăm o punte, a doua, pentru că atât cât eu am mers prin sat în perioada preelectorală, am întâlnit și tineri care spun, zici, dar iată să-mi spună mie... consiliere sau să ne spuneți, iată, trebuiește în sat de făcut acest lucru, să ne spună ce eu singur mă apuc și fac cu plăcere, eu vreau să fac acest lucru. Și chiar eu vreau să susțin acest tânăr, să vorbesc cu el, să vorbim cu el, să-l chemăm, poate nu eu singură, să-l chemăm, să-i propunem. Iată așa lucrurile se fac frumoase într-o comună, într-o comunitate. Dar nu că să iei un cuiet, asta iarăși în mod autoritar. Ei au dorit să sfințească primăria, însă și cu 4, 5, 6 persoane. Fără martori, da. Da.
Deci aici era și bibliotecara, care eu nu-i văd activitatea ei și nu văd activitatea șefei Casei de Cultură. Da, eu cer, da, eu cer, eu am propus ca să dezvolte, să creeze, să dezvolte niște cercuri, am propus acest lucru. N-ai cu cine, biblioteca la noi nu se încălzește, biblioteca că e renovată, două săli de bibliotecă, cum copiii se duc acolo? Și nici nu știe unde este graficul de lucru, să fie afișat și pe ușa de jos a Casei de Cultură, ca copiii să se ducă, să o găsească. Ei vă Schimb spun, aveți sală de fitness fără apă curgătoare. în zadar ei sunt pe mine supărați, n-au de ce să fie supărați, să comunicăm constructiv, dar nu să ajungă până la ciorapii mei, la papucii mei. Asta deja chiar e violență. Dacă eu aș fi, nu știu, eu pur și simplu îi las să se gândească și să nu acționeze așa, pentru că eu știu să mă comport. Eu nu mă duc la dânsi acolo acasă și chiar dacă îți depun o cerere și 23 și 4 și nu am să depun, pentru că eu vreau să comunic, să aflu scris, pentru că eu ca să comunic verbal, nu pot comunica verbal, că nu realizează ce aici spune. Primarul el nu realizează. Eu dacă am răspunsul scris, eu știu cum să acționez. Și uneori filmez pentru că ce vorbești cu ei tot trebuie să rămână, pentru că amuși primarul te înjură, te trimite, te bagă, te scoate și asta trebuie să rămână. Dacă n-ar fi fost astfel de comportament, n-ai fi filmat în primărie probabil. Dar pentru că ai început să fii agresată verbal, documentezi chestiile astea, le transmiți în direct sau le înregistrezi video, pentru că altfel nu poți aduna probe, dovezi despre abuzurile lui. Și eu cred că dacă eu... toate aceste abuzuri vin de la atitudinea primarului. Da, asta e și clar, că noi prima dată când am fost înjurată, erau toți angajații acolo, dacă au încercat ei să, el să înjure, de ce el, de ce agentul cadastral să nu înjure, da, de ce e? Că ea vrea să dă voi trecere, răcnește așa, dar eu nu știu, să fi fost un șef, dar uitați-vă la alte primării, uitați-vă la Câștița Prut, uitați-vă la Cuza, ce activități acolo au făcut, dar Ghelăuză, dar Rădulinii Vechi, dar Baimaclie Căușeni, dar la Flocoasa în Parimisii Râșcani, dacă nu greșesc, dar în Râșcani, iarăși. Eu vorbesc cu doamnele astea, este doamnă de la școală, fost profesoară, o doamnă fost șefă de grădiniță, este a treilea mandat primar. Eu practic interacționez cu persoane de categoria mea, de judecată, de analiză. Nu văd eu... Dar ce să mai vorbim? Eu una... Nu o să permit nimănui absolut ca să treacă peste demnitatea mea, peste capul meu, să recurgă la așa metode. Apropo, prima dată să-mi minte eu când m-am dus la primărie, în care secretară, deci chiar ați venit la noi. Încă eu atunci așa am zis, dar de ce așa ați spus? Deci ea și-a schimbat, dar cineva ne-a mai spus. Deci m-am dus la primărie și secretara spune, chiar ați venit la noi. Și atunci eu i-am făcut observații, de atunci ea nu mai spune așa. Deci eu, este o metodă, de o formă de parcă ar fi venit la ea acasă. Dar și de atunci văd că o exclus așa, deci uimire. Da, ea te asta descurajează să îți aperi interesul și să-ți exerciți drepturi fundamentale, libertate de exprimare și acces la informație, ea fiind funcționară publică și obligată să primească oricât cetățeni și oricâte cereri de la cetățeni ar fi, dacă nu-i ajung mâini și timp să mai ceară ajutoare, dar nu să zic așa, iar ați venit, iar mă deranjați, iar îmi cereți socoteală. Reușesc. Dacă n-ar reuși, n-ar sta la cafea după fiecare două ore, chiar uitați-vă ce prevedere au ele, stă la ceai după fiecare două ore. Reușesc. Nu, zic, să admitem că spun că nu mai au timp și că nu le mai ajung mâini, să ceară ajutoare, să pună și primarul la treabă, chiar dacă nu știe să lucreze la computer, învățați-l, că e timpul deja, la al cincilea mandat măcar. Că am înțeles că are computer, dar nu umblă la el, că are prea multe butoane. De ce? Secretară? Primarul. A, da, eu nu să...
Nu, el o lecție că e mai pasiv cu calculatorul. El în telefon se mai uite și mai vede ceva și îmi spune nici ce ai făcut, tu ce ai scris, unde ai scris, cum ai zis. Și eu rămân și eu uimită. De unde li când dovedește? Dar el la lucru asta vine și face. E, în fine. Eu chiar vreau să îndemn să tenis, să fie o lecție mai activ. Nu mă criticați pe mine, că oricum eu aceea am să rămân. Eu drepturile mele mi le cunosc și nu o să încerc să-i încalc un drept cu, dreptul cuiva. Atât timp cât cineva mi-l încalcă pe-a meu, eu nu o să-i permit. Și trebuie să delimiteze ce este violență, ce se poate, cum se poate, și este o instituție publică și trebuie să-i, chiar cum spui și mata, să-l accepte. Dacă eu în 81, când în 81-85, țin minte, erau doi, chiar doi angajați care mai serviu câte o leacă. Ivan Petrovici îi spune, Moș Ion, Moș Ghiță, mă, tai, te duci azi acasă, nu mă duc, domn președinte. Păi, dar eu îți permit să te duci acasă, că, uite, pantalonii ăștia matale s-au udat. Da, și moșul își ducea acasă, vine schimbat înapoi, dar niciodată n-am dat nici cu hlorcă sau cum este mai soluție de... Nu ne-am permis, nu ne-am... Dar atât acum cu... În fine. Și să vedeți de cine au plăcere, poate să vină să câte o oră, câte două, stai la tăclale acolo, că nu le poți să-i dai afară, dar am văzut și așa ceva. Cât poți, cât poți. Și de ce e că dacă toate instituțiile s-au comasat niște funcții, s-ar putea și aici te comasat. Dar unde că primăriile au niște reguli că mare, mică trebuie să aibă aceste, deci, nu Poziție, da. funcții, da, aceste unități. Și ele se folosesc. Ele se folosesc și ele se îngrașă acolo. Dacă să nu greșească, dar câte greșeli, câte greșeli noi acum, nu de ultimii 4 ani, câte greșeli, câte am corectat. Dacă eu le spun că, iată, panourile cele sunt goale și ei, da, lasă-le, nu te mai lega, dar cum dacă ei plătită pentru asta ca să panourile astea să le prospăteze, să schimbe modele de scriere a cererilor pentru căsătorie, asta e obligator să fie acolo înscrise. Și ele sunt de 2015 acolo. Și primarul asta cine? Nu-i violență asupra cetățenilor, violență Și primăria în cât mod sigur nu are prevenție. un site de internet pe care să-l actualizeze, așa că asigurarea accesului la informații trebuie să fie măcar prin acele panouri. Să fie ultimele decizii de Consiliu, ultimele dispoziții ale primarului să le publice ca oamenii să le știe, că vizează interesul oamenilor, banii publici. Nici internet, Da. nici pe panourile cele, total netransparentă primărie. Și dacă apare un consilier curios și care pune întrebări, iată, se trezește cu spray în ochi, cu înjurături, cu amenințări și chiar cu atac fizic de la primar. Ceea ce e inadmisibil și mai grav de atât e faptul că poliția nu îl pedepsește. Că poliția e Și incompetentă, polițistul din sat probabil e mână în mână cu primarul, poliția din raion e leneșă sau e incompetentă și trebuie probabil apelat și la Ministerul de Interne să-și schimbe oamenii și să schimbe optica. Că altfel degeaba guvernul face campanii 2 săptămâni împotriva violenței la adresa femeilor, dacă iată au la burlac o femeie agresată din toate părțile și nimeni nu o apără din partea statului, de parcă ar fi sat fără câini acolo. Se anulează libertatea, drepturile omului. iată, prin ce provoc, prin ce, iată, eu nu înțeleg, prin ce provoc. Dacă eu mă uit cu primarul și pe data de 21 noiembrie, când era zi de hram în Cahul, nu lucrau nicio structură. Iată, el a fost la Cahul, a fost la Cahul inclusiv cu bibliotecara și cu directoarea Căminului Cultural de la noi la Burlacu. Iată, ce a făcut, unde s-a dus el, ce cheltuieli a suportat primăria. Știm ce cheltuieli au suportat, dar de ce? Păi da. Cum? Eu sunt provocatare dacă eu i-am adus și l-am întrebat, dar eu am întrebat în scris. Ce a făcut sau care a fost temeiul el să abuzeze sau să... Da, să abuzeze de banii publici. Să folosească mașina în zi de hram la raion. Și de ce s-o încuiat în primărie cu subalternele lui? Ce făceau ei acolo? Iată, întrebare legitimă. Dacă v-ați încuiat acolo, ceva ați făcut De unde fără știu martor. și ce-o tocmitia, de unde eu știu și puteau să pună la cale, să sticluiască, dar până la urmă, din câte ne-am dat eu seama,
că acolo, și practic eu nu, că n-aș vrea nici să-l critic, Doamne, nu-i frumos. El ca om nu este rău, dar doar instigat la ură, iată la ce o adus. El nu-i din familie rău, cum și eu, adică la fel nici eu n-am fost crescut de părinți violenți. Dar instigat la ură, iată, asta eu deduc din tot, de cum îl cunosc eu. E cu 10 ani, totuși 11 ani mai mic ca mine. Păi cine l-a instigat pe el? Că am impresia că el instigă pe alții, pe altele. Dar până, iată, până acolo erau consilieri de cei mai vechi, care, iată, de exemplu, Lilică, care ia de mult nu mă sugrumă pe mine. Până când o cuiet, eu a intrat Lică la dânsul în cabinet și o cuiet ușa. Iată, acestea sunt vreo câteva personaje de acolo care, ei, dar și să, posibil el o fi spus că of, nu mai pot de dânsa, nu știu ce, și iată și-o început, dar de ce nu m-a chemat pe mine ca să mă, să spună mie în față, dar să nu se ducă la cineva și ce să-l instige la ură. Asta eu dau 100%, că asta așa a fost. Eu știu mai multe cât timp de 16 ani, el câte deplasări au făcut la Chișinău. Eu știu tare multe lucruri. Le-au făcut neîntemeiat. Știu. Așa că uitați-vă câți bani au cheltuit el și noi satul nu-l vedem schimbat. Nu-l vedem schimbat. Doar atât că ei ră, că ei au încurcat, de câte ori am fost insultată că nu i-au dat bani de la Consiliul Raional, Tamara Rotaru împiedic. Cu ce împiedic? Matai nu are un vot în Consiliu, el are majoritate, chiar dacă e primar independent. Să vedem ce o să fie acum în următorul Consiliu, că s-a înnoit măcar Consiliu. Nu? Ați rămas puțini consilieri vechi. Patru, îmi pare mie. 4 din 11. Da. Eu trei. Dar nu știți când o să fie următoarea ședință ordinară a Consiliului. Nu știu, dar eu mă uit în toate primăriile, doar au fost ședințe de validare sau cum s-o... Dar nu cred că e necesară. E ședință de constituire, dar ați avut-o, mă, tai condus ședința aceea. Doar de constituire, ca după să revină într-o altă ședință, să fie create comisiile Dar ați făcut și tot unde... împreună, n-ați creat și comisii în prima zi. Acolo au fost create comisii, au Nu știu, mă, fost tai cea... conduceai ședința, știi ce a fost acolo. Eu am depus o plângere Că să ce? iasă la fața locului, Că ce? pentru că a fost încălcată chiar și însăși procedura, solemnitatea nu a fost respectată. În ce fel? Că te întrerupeau femeile cele? Da, și a fost întreruptă de către Lilică, dar și solemnitatea nu a fost respectată, deci nici imnul, nici drapelul nu am văzut acolo. Oho, nici la Eu... ședința de constituire. Știu că fiecare ședință se începe cu asta. Dar la Nu? noi nimic, iată, mă uitam chiar acum la Ungheni. Cât de frumos, cât de plăcut. Dar nu se compară. Până la urmă, eu dacă nu mă feriem, primarul, vreo trei consilieri l-au oprit că el se năpustea la mine, eu În m-am ferit, dar ședință? În după ședința și de s-o termina. constituire? După și s-o termina ședința. Leu. Și ai scris plângere unde? Dar n-am mai scris nicăieri, sincer vă zic. Era și sora lui, Nu, dar erau păi și zis că ai alții. scris despre ședință, că nu a fost solemnă, că nu s-a respectat procedura. La cancelarie am depus aceasta. La cancelarie, La drept că am oficiul scris-o raional. mășcat. La cancelarie de stat la Cahul, drept că am scris-o mășcat, că eu eram cu picăturile adică după ce ne-au Dar mai bine picurat. mașcat decât mărunt. Mi-e ușor de citit mașcat. Dar încape mai puțin pe pagină, da? Și, Da. care e miza? Nu știu. Poate să anuleze ședința aceea, să-i oblige să facă alta sau cum? Nu pot să mă dau cu părerea, nu știu, nu știu, nu pot să mă dau cu părerea. Ok. Dar ma ta Dar fiind eu... președinte de ședință, e semnat procesele verbale, nu? Sau cum se numește? Nu am semnat procesul verbal pentru că e atunci când m-am dus eu, marți, marți o sfințitie sau miercuri, când m-am dus eu la ora 12, nu era 12, ea a zis că gata, deja are pauză, s-a apropiat înainte de ora 1, eu eram ocupat cu altceva, ca după el s-a ocupat de sfințire și gata, secretara nu a mai
n-am mai spus nimic, s-a dus, s-a sunat pe la CEC, nu știu unde acolo, te-ai dus, te-ai dus. Eu de unde am știut? Eu nici nu știam că ele se gătesc desfințării. Da, marți pe 21. Nu, miercuri a fost, pare mi se. 21 e Arhanghelul Mihail și Gavril și sărbătoare A, da, la Cahul și la marți. Pepeni. E și iată, eu cred că să analizeze n-aveți și mă poate și-o fi el. Nu am fost, n-am fost acasă, nici nu vreau să vorbesc de ceva de personal, dar eu în sat, iată ce văd. Grădinița și școala până acum nu a avut apă, cel mai bun este cel mai bun gospodar. Mă scuzați. Drumuri. Acela e drum din Burlacu? Hai. Eu una n-am văzut. Dacă eu vedeam ceva schimbări, pe porțiuni de străzi, dacă vedeam schimbări, dacă vedeam schimbări în faptul că cu apele cele murdare care se scurg până lângă Răstignire și ei, care oamenii și ei doi nu mai sunt care au construit Răstignirea. Ce respect purtăm noi celor doi oameni care, dai un semn, dai un, mă rog, mai prin sate, este așa ceva. Și el nu vede, dar nu știu de unde curge apa și ei. 16 ani, nu știi de unde curge apa și ei? Nu știi de unde curge? Mai vorbim de altele. Văd că nimeni n-are curaj nici să comenteze, nici să intre cu noi în direct, așa că după 40 de minute presupun că am epuizat subiectul. Nu putem să teoretizăm mult despre violența la adresa femeilor, violența de gen. Nu se întâmplă doar la primărie, ziceam, se întâmplă cel mai des acasă, la școală, la locul de muncă. Dar iată, avem cazul concret special de la Burlacu, unde chiar primarul aplică și incită la violență, unde chiar Ce secretara primăriei, care are studii juridice și ar trebui să știe consecințele juridice ale faptei ei, îți dă cu spray în ochi și zice că da, ce-am făcut? Am mai aerisit. Cine mai aerisește dând cu spray în ochi oamenilor și încă de câteva ori? Mai ales dacă spray acela poate era unul lacrimogen. S-ar putea să fi fost armă. Eu nu știu, o să investigheze, poliția o să afle. Eu tot nu știu, mie legistul, medicul legist mă întreabă, dar era mare balon, n-am văzut, avea miros, nu am simțit eu nici miros, credeți-mă. Mă întreba, ce miros aveți? Nu am simțit, pentru că eu nu am miros de vreo 4 ani, eu știu, poate încoace. A, deloc. Da, așa, la ceva mai pronunțat, chiar și parfumul care eu îl Dar când dai încă cu cu. spray, acela e un parfum, e un miros pronunțat. Dacă e cu de asta, de aerisit. Păi da, Miros de da, da. acela îl simți, nu? Și Tot l-o cel, dat chiar în și la. față. Trebuia să-l simți dacă era. Și la policlinică, la fel mă întrebau, cum asta? Deci, dar noi lucrăm în așa condiții, când deci, nu se întoarce nasul. Dar niciodată n-am recurs la așa metode de dat cu spray-ul sau. Asta e. Și încă omului în față, în ochi. Da, și Și asta încă e, de dar câteva deodată. ori, insistent. Și principalul, eu îi zic că nu, da, nu mă interesează. Păi. E clar că au vrut să-ți facă rău, că era spray cu piper lacrimogen, că era spray de împrospătat aerul. Oricum, a fost rea intenție ceea ce a făcut secretara și sper să suporte consecințele. Mulțumesc, Nu doamnă, știu. pentru mărturisire, pentru curaj, pentru participare. Ținem legătura, monitorizăm cazul și sperăm să nu se repete. Îndemn să nu se repete. Vă mulțumesc mult!